tine. Sper să fie una bună. Eu sunt noua ta mamă. Poftim? Exact, noua ta mamă. Dar eu am deja o mamă. A expirat și tatăl tău s-a gândit să o schimbe. Dar mama mea nu are termen de valabilitate. E o discuție pe care trebuie să o ai cu tatăl tău. Eu sunt aici, acum, doar pentru tine. Dar... Apropo, eu sunt Luana. Nicolas. Super! Te joci! Trebuie să-ți faci temele. Le-am terminat deja. Atunci învață. Mă relaxam. Cu cât studiezi mai mult, cu atât devii mai deștept. Dar nu vreau. Niciodată să nu zici nu vreau atunci când poți. Of, câtă mizerie! Se vede că mama ta veche nu și-a făcut treaba. Mama mea e perfectă! O să-l sun pe tata să văd ce se întâmplă de fapt. Nu fi un copil obraznic. Dar voiam să-l sun pe tati. De ce ai face asta? Să-i spun că mi-e dor de el. Foarte frumos din partea ta. Doar că nu este momentul potrivit acum. Cum ai făcut să dispară telefonul? E simplu. E magie. Magie? Oh, nu! Ești o vrăjitoare. În niciun caz. Eu sunt noua ta mamă. Nu ți-am spus chiar de la început asta? E imposibil! Da, ai deja o mamă. Ei bine, eu o înlocuiesc. Învață, dragul meu, învață! Refuz! De ce? Pentru că ceva ciudat se întâmplă cu tine! Oh, Nicolas, dacă sunt diferită, nu înseamnă că sunt și ciudată. Devii un bully! Și mie nu-mi plac copiii obraznici. Și ce? Eu vreau ca tu să pleci chiar în acest moment. Ești sigur? Foarte! Nu-mi place. Of, din ce în ce mai rău. Încetează! Perfect! E timpul să plecăm. Unde?